Bă, era și normal să mă bag și eu, pentru că oare de ce nu? Hashtag muiesnic. Îmi pare că întrebarea ta este de ce fac eu videoul ăsta? De ce tocmai eu? Clickbait? Nu. Vizualizări? Nu. Să mă aflu în treabă? Da. Bă, toată treaba asta a început cu Anușca. Pentru cei care nu știu, are 20k pe YouTube, pe care i-a făcut oricine, dar nu ea. Vreau să menționez de la început că videoclipul nu este conceput pentru jignirea orice alt YouTuber. Cred că în afară de ea... I don't know. Pentru cei care nu știți, a făcut un live stream unde a plâns la propriu pentru comunitatea de YouTube. Și acum să o zic pe aia pe față, nu o să încerc să fiu un hater, nu o să încerc să fiu un handicapat, o să încerc să spun adevărul prin perspectiva mea. Tot ea se plânge de comunitate, ea care știe să dea doar start la filmare, după să o pună pe YouTube și după BOOM! Multe vizualizări. Ea care habar n-are să deschidă un program de edit, ea care nici măcar thumbnail-urile nu și le face singură, ea care a fost pupată în cur de mulți, lasă-mă frate în pace. Mulți nu știu, dar am avut ocazia să o cunosc foarte puțin și sincer, îmi pare rău de cei care au cunoscut-o cel mai mult. Pare rău cine se simte. Din cauza ei am reușit să stric o prietenie. Cum? Totul s-a sfârșit printr-un bloc cu el. După ce am vorbit cu ea și după ce m-a făcut în foarte multe feluri, și înainte de a-mi da bloc, am avut ocazia să-i spun gen într-un fel că dacă n-ar fi fost pupată în cur și crescută de alții, ea nu ar fi fost nimic pe YouTube. Pentru că nici măcar n-are inițiativă, frate. Din nefericire, odată cu blocul s-au dus și mesajele și nu vă pot arăta în exactitate ce am vorbit eu cu ea. Oricum, cei care sunteți puțin mai vechi pe canal, știți când a avut loc cearta și știți că încercam eu să nu dau nume și să nu spun ce s-a întâmplat și tot ocolam chestia asta ca să nu fac un fel de mini dramă între ce se întâmplă în comunitatea youtuberilor ăștia mai mici. Pot să vină foarte mulți youtuberi mari în comentarii și să spună că bă, că nu știu ce, că nu știu ce, nu mă prea interesează atâta timp cât îmi spun punctul meu de vedere, dacă crezi că e adevărat e ok, dacă nu e tot la fel de ok. Și așa, dacă n-ar fi fost YouTube-ul pentru propriul tău cont, atunci pentru ce altceva ar fi fost? Revin. Mulți cred că au fost pe live-ul lui Rodby unde abia acolo s-a aflat adevărul, în sensul în care Rodby și cu mai mulți tipi pe care i-a fraierit tipa asta erau acolo. Și ce făceau, frate, oamenii? Făceau concurență care pe care l-o fraieri mai tare. Da, din nefericire este adevărul, tipa s-a dat pe lângă foarte mulți ca să ajungă unde ea. Credeți că ajungea undeva dacă făcea pur și simplu contentul ei? Adică frate, jur, nu vreau să critic, dar nici măcar nu-și dă puțin interes. Ea nu-și editează thumbnail-urile, ea nu-și editează videoclipurile, ea pur și simplu le pune pe YouTube și oamenii se uită la ea doar pentru că e o ea. O iau eu dacă mă mai încurc. E puțin penibil, adică alții au muncit o grămadă să ajungă acolo sus și ea pur și simplu s-a dat pe lângă ăștia, pa, nu știu ce. Și am vrut să exprim exact în videoclipul ăsta, e sentimentul ăla de când tu muncești cu adevărat să ajungi undeva sus și vine un specimen de ăsta, se dă pe lângă tine, te golește de tot, frate. Și tu acolo ești pe gânduri și a bine, mersi, cu faimă, cu de toate, hello. Respect femeile enorm din toată inima, dar specimenele de genul le urăsc complet. Uneori un băț poate face ceva mult mai bun decât face o fată de asta. Tot respectul meu pentru cei care gândesc realist, repet încă o dată, nu smed sau ceva de genul, am făcut video doar că am vrut să-l fac și l-am pus pe YouTube. Cine l-a înțeles, cine nu, choose one man, aveți grijă bă, pe data viitoare.